irosește Buș atacurile echipei sale prin aceste căderi. Cafița minge scoasă în centru la Monroy, mai departe Stana, centrarea lui Stana și este 3-1. O zvâcnire a ceaclăului, un marcaj foarte larg al fundașilor lui FCM Târgu Mureș și Golubovici înscrie al 7-lea său gol în această ediție de campionat. Iată faza, Stana centrează, cât de liber este Golubovici acolo. De nepermis, distanță de 2 metri de fiecare fundaș al lui FCM. La această centrare, schimbare la FCM Târgu Mureș. A ieșit Ciprian Vasilache, în locul său Firțulescu. A doua modificare a lui Neluțu Sabău. Însă o schimbare din nou post pe post.